poți să spui, domnule Portu, e doar o chestie noastră locală. Exclus așa ceva, pentru că pe această teorie ar trebui ca fiecare primar și fiecare consiliu local din România să spună, domnule, aeroportul ăla este de interes local, nu vă interesează pe voi ce se întâmplă pe aici, cum se dezvoltă, compania aia e de interes local, nu vă interesează pe voi dacă se mai dezvoltă sau nu, nu se mai dezvoltă, autoritatea e de competență locală, nu vă mai interesează. Greviștii au sosit cu autocarele de la București, Ploiești sau Cugir. Chiar și așa, nu au fost 7.000, cum anunțau zilele trecute liderii FNSP. Au făcut însă destulă gălăgie. Angajații din port au venit înarmați cu vuvuzele, tobe făcute din butoaie și benere cu mesaje pentru Radu Mazăre. Atunci când iei măsuri care nu convin și nu vine în binele comunității respective, să gândești de 10 ori să tai odată. Protestul de astăzi a avut drept țintă primăria din Constanța, dar și guvernul. Sindicaliștii spun că vor continua acțiunile până vor obține ce își doresc, să nu se aprobe transferul suplimentar de acțiuni de la Ministerul Transporturilor la primăria Constanța. Portul Constanța va înceta lucrul și Radu Mazăre nu va intra peste noi în port, că nu-l vom lăsa.